Zeci de mame în cărucior au ajuns să lupte cu mentalitățile medicilor, cei care considerau că așa numiții invalizi n-au niciun viitor în această țară. Iată că puține femei cu dizabilități reușesc să pună în mișcare instituțiile medicale ale statului și să-și vadă visul de a deveni mamă împlinit. Până a se vedea cu copiii în brațe, trebuie să treacă prin blocuri sanitare neadaptate, cabinete ginecologice necorespunzătoare pentru necesitățile femeilor cu dizabilități. De toate acestea au parte femeile care se pomenesc singure în fața unor bariere fizice când merg la doctor. Oh. Oh. Acum jumătate de an, Dumitru a avut norocul să se nască sănătos și plin de viață într-o familie din Ceadărlunga, unde este iubit de ambii părinți. Nimeni nu și-a putut imagina că mama lui este o persoană cu dizabilități locomotorii. Mariana a avut o naștere ușoară, fără mari complicații, așa cum nici chiar medicii nu se așteptau că o femeie cu dizabilități ar avea condiția fizică necesară pentru a naște un copil. Când Mariana s-a văzut în sala de nașteri, doar puterea interioară i-a redat încrederea că totul va fi bine. По ихним глазам я не утешалась, а как будто я им утешение давала, знаете, вот что-то такое я чувствовала. Я повернулась, ну там большие окна, ну помолилась и сказала, сейчас я сама как бы на ваш этот операционный стол. А докторы поддерживали вас? Как была ихняя реакция? Те другие врачи, которые не наблюдали меня, у них было удивление в глазах, вот. Вот что я запомнила такое, вот по операционном столе, вот удивление немножко. Stereotipurile din societate auzite zilnic în adresa persoanelor cu dizabilități își lasă amprenta pe umerii acestor femei. Mariana își ducea sarcina cu o doză de neîncredere că copilul ei s-ar putea naște cu aceeași dizabilitate, așa cum dovedeau și datele unei investigații medicale. Surpriza cea mai mare era să afle că băiatul a fost ferit de o soartă similară mamei sale și va fi capabil să meargă de rând cu ceilalți copii. Как повернулась к двери? Смотрю на Нашка с ребенком, у меня аж слезы пошли, я аж не сдержалась. Я говорю, ну что? Она говорит, все хорошо. Я говорю, раздевай. Раздевай, не верю, как бы раздевай. Она когда раздела ножка, аж прямо дрыпался так. А вот тогда меня отпустила уже вот эта ситуация. Cea mai mare susținere de care se bucură Mariana este cea pe care o așteaptă și o resimte de la tatăl copilului. Petru știe să își susțină soția moral și să îngrijească de bebelușul mult așteptat, fără a se incomoda de această nouă sarcină. Și să помогаю, если в кухне надо что-то помогать, кушать, готовить, если помогаю там. Стирать. Вот это все помогает. Ну все вместе делай. Ну вместе. Ну, когда ребенок плачет, я смотрю ребенка, она идет там, работает. În cele din urmă ar trebui să existe specializarea de om curajos sau de om care vrea să spargă barierele, să schimbe mentalitățile. Această femeie, Victoria Pavlov, tocmai povestește că în pofida dizabilității a reușit să înfrunte orice barieră. Acum 4 ani, la Centrul Mamei și Copilului, a fost născut și Ionuț. Deși drumurile din satul Stepsoci, Orhei, nu sunt într-o condiție ideală, Victoria își duce copilul la grădiniță zi de zi. Cea mai mare dificultate pentru o mamă în cărucior este spălatul rufelor și căratul apei de la fântâna de peste drum. Mai greu cu spălatul rufilor, ia cred. Mai greu cu tensul. Mașini spălat n-aveți? Avem, da. Apă trebuie să ne aduc cineva. Vezi că nu e automat mai ușor, dacă nici apă n-avem în sat trasă nici. Ca și în cazul Marianei, nașterea pentru Victoria a fost una fără complicații, iar cea mai mare fericire a simțit-o atunci când l-a luat pe Ionuț în brațe. Deci m-am dus luni, miercuri mi-a făcut cezariană și sâmbătă am uitat acasă. Așa de repede? Da. A fost un naștere ușoară. Da. Până aș vedea băiatul mare, sarcina Victoriei nu a fost una ușoară, mai ales când unii medici sunt ghidați de propriile stereotipuri. Îi propuneau femeii chiar să întrerupă sarcina ca să evite nașterea unui bebeluș bolnav. În cele din urmă, Victoria a găsit curajul de a merge înainte în pofida sfaturilor medicilor, care o distrugeau moral și psihologic. Unde ați avut probleme? Aici, la Orhei. Mai și eu mic. Ești bolnav, uite, ca să faci copchiș. De ce nu mi-vă spuneam? Mereu cum mergem la consultații, asta spune cum să faci studiul, să faci copilul handicapat, așa mi-a spus chiar. Da.
Asta când aveați sarcina, când da? Când eram sarcinată. În ce lună? Pe 5 aveam. Nu este unicul caz de stigmatizare din partea ginecologilor pe care o resimt femeile în cărucior la o consultație medicală. Acestea se plâng că atitudinea și abordarea medicilor lasă de dorit, mai ales că femeile din acest grup nu se prea grăbesc să treacă o examinare ginecologică. Deci eu venind pentru o consultare, pentru a ști dacă pot să am în general un copil, pentru că orice femeie se interesează, o femeie care se interesează de sănătatea sa, dorește să știe dacă poate face asta și care sunt riscurile. Și experiența negativă era că doamna a început să-mi recomande careva contraceptive fără a face o investigație în general și fără de a se interesa, până la capăt spunând în fraze de tipul știi, dacă cumva rămâi însărcinată poți să nu vii la mine, pentru că asta strică statistica. Cam ceva de tipul dat și a fost un comportament destul de urât, după părerea mea, și m-am simțit chiar discriminată, să fiu sinceră. Discriminarea există în practică în întreaga Republică. După cum am menționat, este în primul rând problema accesului și în al doilea rând este și atitudinea medicilor, care de cele mai dese ori recomandă unei femei cu dizabilități pur și simplu să avorteze. Sau o învinuiesc că își naște un copil doar pentru ca să-i fie slugă. Istoriile povestite de aceste mame sunt repetate de mai multe femei în dificultate. Putem spune că toate au avut un deja vu în privința condițiilor fizice neadecvate de la maternitate. Dacă accesul în intrarea instituțiilor spitalicești este posibil pentru că sunt construite unele rampe, femeile care nasc la centrul mamei și copilului se plâng de condițiile fizice neadecvate, lipsa unui bloc sanitar adaptat condițiilor persoanelor cu dizabilități. Cu condițiile fizice, acolo cum v-ați descurcat? Soțul a stat cu mine după naștere. Mergeam la liceu greu, acolo și copilul și apoi și dacă mi-a permis și a stat soțul. Doar blocurile sanitare erau proaste? Cât proaste, dar eu în situația mea e mai greu. Mergeam la liceu și după naștere, după cum operați tot și nu putem să încurcăm. Pentru a ne convinge de acest lucru, am recurs și la un experiment. Mariana ne-a condus pe holurile spitalului, unde problema de acces în WC-ul este anevoioasă sau chiar imposibilă. Стояла на втором за коляску, перепрыгивала с пузой на стульчик, и потом еще на стульчик, и потом в унитаз. De la un etaj la altul poți să utilizezi ascensorul, neconvenabil din lipsă de spațiu, iar din cauza clădirilor învechite de acum 50 de ani, unde persoanele cu dizabilități aveau acces destul de redus, unele uși trebuie larg deschise pentru a putea trece cu un cărucior rulant. Cabinetele ginecologice, în schimb, este cea mai incomodă problemă pe care o simt femeile într-un cărucior rulant și asta pentru că nu vor să-și expună la vedere viața intimă a fiecăruia dintre ele. Ginecologическое кресло, она не то, что не приспособлена, но есть кресло сейчас, вот, допустим, у нас в Чедронге есть на онкосмотр, она опускается на пульт управления, ты можешь сама сесть, и они поднимают врачи этот на тот уровень, который им как бы необходим. А там не было такого, и было тяжело, муж держал. А потом санитарочки там держали, помогали, чтобы пересесть, чтобы врач посмотрел при поступлении, что, сколько, как, открытие. Directorul Centrului Mamei și Copilului, Ștefan Gațcan, recunoaște că atât spitalul pe care îl administrează, cât și alte instituții medicale duc lipsă de blocuri sanitare adaptate. Până la acest moment se fac unele promisiuni atât în privința cabinetelor ginecologice, cât și a băilor, însă rămâne la discreția și competența fiecărei instituții de a respecta prevederile Convenției ONU pentru prevenirea discriminării persoanelor cu dizabilități. Cabinetul adaptat ginecologic e cel la care o suprafață mai mare, unde se putem acorda
ajutorul primul de urgență și ajutorul planificat și sau același cabinet de planificare a familiei care este alături, în care tot femeile date sunt, le acordăm ajutorul medical. Adică, în principiu, aici sunt cușeta și jălțul ginecologic care este mai mare, mai mic, cu, ca să putem face. Avem cărucior special pentru ele. Și este primul cabinet care la etajul 1. Avem cabinetul așa și la etajul 2, care femeile date se deplasează cu ajutorul și soțul. Cel mai important segment este segmentul grupurilor sanitare, care, cu părere de rău, trebuie să recunoaștem că la noi deci nu au fost ajustate, adaptate și concret gândite asemenea grupuri sanitare pentru acest grup de femei. De aceea noi acum deci, o să refacem concret un grup sanitar special în consultație de femei pentru asemenea femei și în sălile de naștere. De asemenea, o să avem grup sanitar unde este acomodat pentru acest grup de femei. Noi timp de o, nu de o lună, noi avem un, acum un order la Ministerul Sănătății unde suntem numai decât să facem un, să organizăm un cabinet de acesta pentru o întrebare foarte interesantă. Acolo e scris despre ajutorul femeilor cu nevoi speciale. Nevoi speciale, da. Și cred că noi cabinetul acesta să-l organizăm și mai altfel, adică nu știm cum mai bine să facem, dar noi să-l organizăm numai decât. Și în perspectivă, la acest subiect, deci vom revizui această întrebare. Până la moment nu a fost o urgență, adică o abordare foarte urgentă și specifică, deoarece nu am avut femei de vârstă tânără la vârsta fertilă, deci care nu se autodeplasau, dar se deplasau în cărucior și deci ea nu a fost revizuită până la capăt această întrebare. În caz, dacă pe parcurs vom avea femei din acest contingent, deci care vor avea nevoie de o intervenție ginecologică, vom revizui întrebarea la acest capitol. Experți în domeniul drepturilor omului consideră că ar fi cazul ca și instituțiile medicale din țară să încurajeze pacienții, ca și peste hotarele țării, să depună o plângere la ieșirea din instituție dacă serviciile au fost de o proastă calitate. Astfel, o evaluare din partea pacienților ar îmbunătăți la maximum condițiile de acces ale persoanelor cu dizabilități. O mare parte se începe de la înțelegerea și acceptarea diversității umane, inclusiv persoanelor cu dizabilități, ca o parte a normalității care trebuie asigurate cu servicii efective. Deci flexibilitatea este importantă ca lucrătorii medicali, cabinetele, serviciile, designul acestor servicii să fie deci să fie considerată inclusiv posibilitatea de a adapta în orice situație pentru diferite necesități. Mămici cu copii, persoane în etate, persoane cu dizabilități, toate necesită, au nevoi speciale, iar un serviciu într-adevăr accesibil va fi serviciu care este asigurat în așa mod ca persoanele să vrea să se întoarcă înapoi. Mai mult, reprezentantele femeilor în cărucior din Moldova susțin că autoritățile ar trebui să creeze condiții adecvate și un mecanism prin care acestea ar avea o mai mare siguranță când se înscriu la o consultare. Din păcate, în Republica Moldova, noi nu avem cabinete, cabinete ginecologice care să fie adaptate. Nu știu dacă sunt în general. Asta e unul. Și doi, e faptul că o femeie care își dorește un copil și fiind însărcinată și ducând nașterea, fiind cu dizabilități, necesită o îngrijire și necesită un mecanism care să funcționeze concret și care să-i ofere siguranță de a duce copilul până la capăt și de a avea un copil sănătos. Și în domeniul ăsta, cred că Republica Moldova se poate de lucrat. Femeile cu dizabilități nu pot să beneficieze de întreaga asistență medicală calitativă de care ar trebui să dispună o femeie în timpul sarcinii și chiar în timpul nașterii. Cu toate că, într-adevăr, nivelul sau procentajul femeilor cu dizabilități care se decid ca să nască este unul mic, scăzut. Însă asta nu înseamnă că trebuie să le îngrădim pe cele femei care totuși
sunt curajoase și decid să-și facă o familie, să le încredim dreptul ca să aibă și un copil. Medicii consideră că barierile psihologice ale mamelor în cărucior de a fi consultate în cabinetele ginecologice neadaptate nu ar trebui să le sperie. Potrivit lor, lipsa surselor financiare și nesiguranța în ziua de mâine sunt motivele pentru care femeile cu dizabilități nu se decid să nască. Activiștii în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități au solicitat deja autorităților să fie create condiții optime de accesibilitate în toate instituțiile medicale, iar pe lângă rampe să fie adaptate un grup sanitar și cabinete ginecologice. Unele instituții promit că se vor conforma acestor cerințe, însă nu este cert dacă Ministerul Sănătății va avea deplină competență și dorință de a monitoriza dacă într-adevăr drepturile persoanelor cu dizabilități vor fi pe deplin respectate.